campioana României, Camelia Potec, ne-a oferit în exclusivitate un interviu și ne-a povestit despre cele mai importante momente din viața sa. Anul acesta cu siguranță nu este un an foarte important, după un 2023 greu și cu, bineînțeles, un nou copil în viața noastră pe parte personală și cu pe parte profesională toate competițiile de obiectiv și organizarea campionatelor europene de not în bazin de 25 de metri din luna decembrie, mai ales că venea la o lună după ce urma să nasc în luna octombrie, la sfârșitul lunii octombrie. Iată că 2024 vorbim de un an olimpic, un an în care trebuie să arătăm că avem și viitor pentru următoarea edițiile a Jocurilor Olimpice din 2028, dar că vom avea și vom reprezenta România cu cinste și la Paris 2024, așa că anul acesta sigur nu avem timp să facem nuntă, dar cine știe, poate anul viitor? Deja a început pregătirile pentru eveniment și a pus la punct și lista cu invitații, care nu este una mică. Lista am făcut-o de când ne-am hotărât să facem nuntă. Am avut așa un imbold foarte puternic și eram foarte hotărâtă că să începem să facem lista. Acum știm cu toții că orice femeie își dorește să poarte rochia de mireasă. Deja aveam în capul și cum o să arate rochia de mireasă și din cauza faptului că am avut o listă foarte, foarte lungă de persoane, acest lucru ne-a speriat un pic și am spus că renunțăm pe moment pentru că trebuie să fim mai relaxați, să fim mai, să zic, mai cu mintea către acest lucru pe care vrem să-l îndeplinim, pentru că nu vrem să uităm pe cineva, nu vrem să stricăm relații poate de o viață cu oameni apropiați, da, în cazul în care nu reușim să-i adăugăm sau nu ne aducem aminte să-i adăugăm pe listă. Atunci când vorbești de câteva sute de persoane, cu siguranță nu ai cum să nu uiți pe cineva și am zis să amânăm tocmai din acest motiv. Ne dorim într-adevăr să devenim prințese, măcar așa în ziua anunții, și rochia de mireasă trebuie să ne avantajeze, da, nu să ne dezavantajeze. Vei avea două prințese lângă tine. Așa este și cu siguranță că o să fiu tare mândră de ele și cu siguranță că și ăsta va fi un obiectiv de a le alege și lor câte o rochie care să semene cu rochia mea. Locația a fost o problemă la început, acum câțiva ani, și locația acum este cu siguranță una pe care o știți și voi, pentru că s-a deschis de curând, acolo unde sunt și eu și unde stau. Am așteptat de mult această locație, așa cum am așteptat și bazinul de 25 de metri de la noi din cartier. Și da, anul acesta s-a deschis, de fapt la sfârșitul anului trecut. Am și fost și am vizitat-o, nu era gata 100%, dar mi-a promis că atunci când voi decide să mă căsătoresc, o să fie disponibilă locația. La începutul anului, Camelia Potec și-a botezat fetița. Cum a fost botezul celei? Că voi ați început anul cu eveniment. Da, ne-am dorit cât mai devreme, pentru că și Camelia a fost botezată foarte devreme. A fost pe repede înainte. La început nu am dorit să facem petrecere după ceremonia religioasă, dar am spus să aducem familia și nașii să vină acasă și ne-am dat seama că undeva la 20-25 de persoane e un număr destul de mare ca să invităm acasă, fiind în ianuarie, frig afară, da, n-am fi putut sta în curte. Și ne-am gândit că e un număr mult prea mare și să mergem să rezervăm o masă la unul din restaurantele de la noi din cartier. Și de la o masă am trecut la două și de la două mese am trecut la trei și până la urmă am rezervat un restaurant întreg. Și au venit oameni apropiați, să zic așa, apropiați și inclusiv prieteni care ne-au sunat cu o zi, două înainte și am spus că facem botezul și ne-au spus că n-au primit invitații. Am zis că nu am făcut invitații, dar dacă își doresc, sunt bineveniți și au și venit.